Victoria Ocară vă prezintă Telejurnalul. Bună ziua, v-am găsit la Telejurnal. Iată cele mai importante subiecte ale ediției. Anchetatorii au făcut un pas important în elucidarea crimei în care o femeie, mama a doi copii, a fost ucisă cu cruzime. Suspectul omorului are 40 de ani și a fost dat în urmărire. Un autocar cu turiști basarabeni a fost atacat în Ucraina. Doi bărbați neidentificați au aruncat cu pietre și bucăți de beton și au rănit șoferul. În comunele Bedenco, raionul Cahul, a fost dată în folosință o rețea de apă potabilă ce a costat 21 de milioane de lei. Familiile sărace care nu se pot conecta sunt ajutate de primărie. Unui bărbat suspectat că ar fi autorul crimei produse săptămâna trecută în sectorul Botanica din Chișinău. El a ucis cu sânge rece o femeie de 32 de ani, mama a doi copii. Suspectul are 40 de ani și a mai fost judecat pentru crimă în Federația Rusă. Oamenii legii cred că ucigașul nu cunoștea victima, iar mobilul crimei ar fi fost jaful. Criminalul, și îmi asum această afirmație, a fost identificat încă de aseară și a fost dat imediat în căutare. Mai multe detalii nu vă pot da atâta timp cât ancheta este în desfășurare. Vă asigur însă că acesta va fi prins cât de curând și deferit justiției. Potrivit poliției, suspectul ar fi comis crima în altă parte și nu în microbuzul victimei, unde a și fost descoperit cadavrul. Sunt niște ximoze caracteristici pe mâini, asta înseamnă că victima a opus rezistență. Suspectul a mai fost judecat pentru un omor în Federația Rusă și pentru jaf în Republica Moldova. Crima s-a comis joia trecută. Inițial, femeia a fost dată dispărută de către familie, iar ulterior, corpul ei a fost găsit pe bancheta din spate a unui microbus parcat printre blocurile din Botanica. Victima era căsătorită și mama a doi copii. Poliția a pornit o anchetă penală, iar suspectul riscă până la 20 de ani de închisoare. Simona Halep va participa în această seară la balul organizat după încheierea turneului de la Wimbledon, iar mâine se întoarce în România. Victoria ei a ținut prima pagină a publicațiilor din întreaga lume. Ce a declarat Sirina despre finală, aflați imediat în Telejurnal. Un autocar cu turiști basarabeni a fost atacat în Ucraina. Doi bărbați au aruncat cu pietre și bucăți de beton. A fost spart parbrizul mașinii, iar șoferul a fost rănit. Incidentul a fost relatat pe o rețea socială de o tânără ai cărei părinți s-au aflat printre pasageri. Ea a scris că moldovenii, printre ei femei și copii, se întorceau de la mare și au tras o sperietură groaznică. Autocarul a fost atacat în timp ce se deplasa pe autostradă. Deocamdată nu se cunoaște motivul ce determinat pe agresori să recurgă la acest gest și nici dacă poliția din Ucraina investighează cazul. Bărbatul rănit în furtuna din Grecia a fost adus în România și a fost internat la Spitalul Județean de Urgență Cluj. El este în afara pericolului, însă soția și fiul său de 8 ani și-au pierdut viața. Trupurile lor vor fi repatriate săptămâna viitoare. Bărbatul de 41 de ani a plecat ieri după amiază cu o ambulanță privată din Halkidiki și a ajuns azi dimineață la unitatea de primiri urgență a Spitalului din Cluj-Napoca. El este stabil și conștient. A fost consultat și de medicii clinicii de neurochirurgie care au constatat că are un traumatism cranico-cerebral minor, un traumatism la coloană lobară și o vertebră tasată, mai multe julituri și răni. La începutul săptămânii viitoare vor fi repatriate și trupurile soției sale și băiatului de 8 ani. Întreaga familie a fost surprinsă de furtună pe terasa unui restaurant. Acoperișul a fost smuls de vântul puternic și s-a prăbușit peste ei. Mama și copilul nu au avut nicio șansă de supraviețuire. Apa potabilă a ajuns și la robinetele din gospodăriile localnicilor din comuna Lebedenco, raionul Cahul. Acest lucru a fost posibil cu suportul financiar oferit în cadrul proiectului Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova. Construcția peductului a costat 21 de milioane de lei. Finanțatorii proiectului le-au explicat localnicilor cum să fie consumatori responsabili.
Rețeaua de apă potabilă a fost construită special pentru aprovizionarea localnicilor din comuna Lebedenco, din care fac parte și satele Ursoaia și Hutul. Din cei peste 2650 de locuitori, 70% s-au conectat la apeductul recent construit. Satul nostru a fost primul care a beneficiat de grant de aproximativ 21 de milioane de lei. În timp de jumătate de an toate lucrările au fost executate. La moment în sat deja este apeduct, este apă, oamenii se conectează către apă. Apa asta e mai bună pentru sănătatea lor. Conectarea la rețeaua de apă potabilă costă 2500 de lei pentru fiecare gospodărie. Suma este prea mare pentru unii localnici cu venituri mici. Autoritățile locale au achitat din buget pentru oamenii grav bolnavi, iar pentru ca apa să ajungă și la robinetele bătrânilor și familiilor sărace, a fost lansată o campanie de sensibilizare. Campania Adoptă o Conectare presupune într-adevăr ca cetățenii de peste hotare să doneze bani pentru ca o familie cu nevoi sociale, economice din comuna Lebedenco să poată să se conecteze la servicii de apă. Eu am plecat, dar îmi pasă de familiile de la mine din localitate. Autoritățile locale și reprezentanții Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei au explicat localnicilor despre importanța consumului de apă, dar și necesitatea protejării mediului înconjurător. Să fie consumatori responsabil și conștient a serviciilor, întrucât un serviciu va fi sustenabil, va fi durabil doar dacă femeile și bărbații din comunitate consumă și plătesc pentru aceste servicii. Proiectul Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova este implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei cu sprijinul financiar oferit de Germania, România, Suedia, Elveția și Uniunea Europeană. Odihnă pentru toți în condiții decente de azi înainte, de astea au parte locuitorii satului Șerpeni, raionul Aneninoi. În localitate a fost inaugurată o zonă de odihnă care cuprinde un parc, o alee, o scenă de vară și carusele. Totul a costat peste 1,7 milioane de lei. O parte din bani au fost alocați din bugetul local, iar contribuția cea mai mare a venit de la guvernul Germaniei. Astăzi a fost sărbătoare la Șerpeni. De la mic la mare, toți au ajuns pentru o clipă în lumea copilăriei. Mi place că viteza e mare. Părinții sunt încântați pentru că cei mici se pot distra pe cinste la ei acasă. E frumos, făcut foarte frumos așa pe ei. Ne place, e un loc de odihnă, foarte frumos, foarte plăcut. Și pășeași și bolși tăchii meroprietii, bă, și obdete, lui bă, de встречаться, где общаться, а не по домам сидеть. Eu nu din Șerpeni, eu din Speie, dar venim aici la odihnă. Acolo în Speie nu aveți așa o zonă. Nu, când la sărbători tot aduc, dar nu chiar așa, da. Aici e bravo. A fost reabilitată și fosta scenă de vară. Acum micii artiști și colectivele de dans și muzică pot da concerte. Zona de odihnă are și un complex sportiv modern care a fost recent inaugurat. Clădirea este renovată din banii Uniunii Europene. E necesară încă de 50 de ani în urmă. Au fost. Și acum, slava Domnului, data. În exploatare, cred că aici o să crească sportivi de performanță. Având locuri de antrenament în anul, prin prejur, noi avem mulți sportivi în selecționat, avem și la trântă, și la fotbal, fetele mai ales. Până acum, zona de odihnă era lăsată în paragină și seamăna mai mult cu un loc părăsit decât cu un parc bine amenajat. De fapt, asta era zona de odihnă, dar rămânea cumva în umbră. A fost foarte mult defectată pe perioada când s-a reconstruit sala de sport și chiar distrusă intrarea. De aici a venit ideea că avem nevoie urgent de renovat această zonă. Și am găsit posibilitatea, am găsit sursa de finanțare și am obținut acest rezultat. Majoritatea banilor au fost oferiți de guvernul Germaniei din cadrul unui amplu proiect în valoare de 9,6 milioane de euro, ce prevede dezvoltarea satelor din Republica Moldova. Bugetul respectiv a fost folosit pentru implementarea a peste 210 proiecte de dezvoltare comunitară.
scoli, grădinițe, sisteme de alimentare cu apă, drumuri, etc. Să păstrați ceea ce ați reușit cu multă muncă și cu banii colegilor noștri, prietenilor noștri germani, să facem o perlă aici la Șerpeni. Eu încă o dată, din numele meu, a țării noastre, vreau să spunem poporul german, danke, danke, danke. Lucrările de amenajare a zonei de odihnă din satul Șerpeni, raionul Aneninoi, au durat un an. Victoria Simone Halep la Wimbledon a ținut prima pagină a publicațiilor din întreaga lume. Specialiști, sportivi și fani, toți au fost impresionați de triumful Simonei și de jocul impecabil al acesteia în fața Sirenei Williams. În această seară, Simona Halep va participa la balul organizat după încheierea turneului, iar mâine se întoarce în România. Simona Halep, campioană la Wimbledon. Extraordinar! And the ladies singles champion for 2019. Campioană în 2019 la Wimbledon, Simona Halep. Jocul agresiv al Simonei a surprins-o pe Serena Williams. A fost a doua înfrângere într-o finală jucată de americancă, în care a câștigat doar 5 game-uri. Precedenta finală, în care Serena jucase atât de slab, s-a disputat acum aproape 15 ani. Fostul numărul 1 mondial a recunoscut că Simona a jucat aproape perfect. And the only thing I can say is today I think my opponent just played unbelievable. Am spus mereu că atunci când câștigi un Grand Slam te numești jucător adevărat. Aici ce pot să zic? Da, este un turneu special. Aici s-a format tenisul, aici s-a născut tenisul și să fiu capabilă să câștig acest turneu chiar înseamnă enorm. Victoria entuziasmantă a Simonei Halep a făcut înconjurul lumii. Site-urile televiziunilor și ale ziarelor au fost pline de cuvinte frumoase pentru noua regină de la Wimbledon. BBC a titrat, Simona Halep a învins-o pe Serena Williams și a câștigat titlul la Wimbledon. The Sun a scris pe site, trăiască Simona. Simona Halep a câștigat turneul de la Wimbledon, spulberând-o pe Serena Williams printr-un joc uluitor. Iar CNN a titrat, Simona Halep o bate pe Williams și câștigă Wimbledonul. Și France 24 a anunțat, Simona Halep a torpilat tentativa Serena Williams de a câștiga al 24-lea trofeu de Grand Slam și a obținut o victorie senzațională în finala de 56 de minute de la Wimbledon. Simona Halep va participa în această seară la tradiționalul bal organizat după încheierea competiției, iar mâine se va întoarce în țară. Un concert cu Jennifer Lopez a fost întrerupt la New York din cauza unei pene de curent care a afectat tot orașul. Timp de 5 ore, zone întregi din Manhattan au rămas în întuneric. Detalii peste câteva momente în telejurnal. Ziua Națională a Franței a început cu celebra defilare de pe bulevardul Champs-Élysées. Franța a arătat lumii ce are mai bun în materie de tehnică militară. Șefi de state și de guverne, înalți oficiali, parizieni, dar și foarte mulți turiști au asistat la paradă. Președintele Macron a fost deopotrivă fluierat și aplaudat. Președintele Emmanuel Macron a deschis parada cu trecerea în revistă a trupelor, alături de șeful statului major, de-a lungul celebrului bulevard Champs-Élysées. Câteva veste galbene aflate în public l-au fluierat pe șeful statului francez și i-au cerut demisia. Parada militară a fost deschisă de spectacolul oferit de patrulă aeriană franceză. Au urmat inovațiile în tehnologie, robotul folosit de pompieri la stingerea incendiului de la Catedrala Notre-Dame și soldatul zburător sau infanteristul viitorului. Forțele speciale militare trupelor terestre, membrii Inițiativei Europene de Intervenție, școlile de ofițeri și de subofițeri au defilat de la Arcul de Triumf până la Concord. Cu o precizie milimetrică de 88 de pași pe minut, au defilat soldații legiunii străine, drone, elicoptere, tancuri, trupe motorizate. Regimentul de cavalerie al Gărzii Republicane au completat parada militară desfășurată sub semnul inovației și al Europei. Cancelarul german Angela Merkel, care a afișat o stare mai bună de sănătate, lideri europeni, delegații oficiale au asistat la paradă din tribuna oficială. Mii de francezi și turiști care au venit special la Paris pentru acest eveniment s-au bucurat de spectacolul de pe bulevardul Champs-Élysées. De la Paris pentru Televiziunea Română, Mihaela Antoche.
Felicitări și urări de pace și prosperitate pentru poporul francez au fost trimise și de la Chișinău. Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a menționat în mesajul său de felicitare cu prilejul Zilei Naționale a Republicii Franceze că apreciază caracterul durabil și constructiv al parteneriatului moldo-francez și își dorește aprofundarea relațiilor bilaterale. Și Zinaida Greceanu, președinte al Parlamentului de la Chișinău, a adresat felicitări adunării naționale a Republicii Franceze. Greceanu a menționat că susține avansarea cooperării în beneficiul celor două țări și popoare. O uriașă pană de curent a afectat aseară inima New Yorkului timp de 5 ore. Zone întregi din Manhattan, inclusiv celebra Times Square, au rămas în întuneric. Oameni blocați în lifturi, trafic paralizat și un concert Jennifer Lopez întrerupt s-au numărat printre efectele acestei pene majore de curent. Era aproape ora locală 19 când semafoarele s-au oprit, restaurantele au rămas pe întuneric, iar cei care așteptau să intre la teatrele de pe Broadway au rămas afară. O pană de proporție a afectat vestul Manhattanului, cea mai populată zonă din New York. Unii civili au devenit brusc agenți de circulație. Acest bărbat, de exemplu, a dirijat traficul multe ore până la lăsarea serii. Pompierii au fost chemați să scoată sute de oameni rămași blocați în lifturi, iar metrourile s-au oprit între stații. Of the six networks that we lost, we've restored two of those networks, starting from just before 10 p.m. and we are working to restore the remaining four networks by midnight tonight. Zeci de mii de clădiri din Manhattan au fost afectate. Întunericul s-a lăsat inclusiv în celebra Times Square, una dintre cele mai aglomerate piețe din lume. Pana de curent a afectat și sala de concerte Madison Square Garden, unde cânta Jennifer Lopez. După doar patru melodii, s-a lăsat liniștea și miile de fani au fost evacuați. I'm disappointed, yes, but I'm also glad that they got everybody out of there safe and sound. În ciuda acestei neplăceri, oamenii puși pe distracție au continuat petrecerea în stradă cu ajutorul unor muzicieni ambulanți. Retragerea SUA din acordul nuclear cu Iranul a fost un act de vandalism diplomatic, este opinia fostului ambasador britanic de la Washington, exprimată într-o nouă telegramă secretă ajunsă la presă. Mai mult, potrivit diplomatului, președintele Trump a luat decizia din motive de personalitate, mai exact, de ciudă că acordul a fost încheiat de predecesorul său, Barack Obama. Această scurgere de informație vine la o săptămână după publicarea primelor telegrame secrete în care ambasadorul Kim Darroch îl numea pe Trump instabil și incompetent. Administrația de la Washington a reacționat cu furie și diplomatul britanic a demisionat. Poliția britanică a demarat o anchetă pentru a afla cine a oferit presei documentele confidențiale. Spectacol de zile mari în centrul Sibiului. Aproape 500 de muzicieni, adulți și copii au cântat la unison melodii de folk și rock la festivalul Guitar Meeting. Îi ascultăm și noi peste câteva momente în telejurnal. Inundațiile fac ravagii în China. Orașul Guilin din sudul țării, unul dintre cele mai vizitate de turiști, este acoperit de ape. Ploile torențiale au blocat sistemul de canalizare și pe alocuri nivelul apei pe străzi depășea 2 metri și jumătate. Sute de oameni au fost salvați de echipele de intervenție, iar rezidenții din mai multe cartiere au fost evacuați. Și nu este o situație singulară. În total, 10 provincii din sudul și estul Chinei sunt în alertă. Sezonul ploios de anul acesta este unul extrem de costisitor. În ultima lună, dezastrele naturale au afectat 20 de milioane de chinezi și au provocat pagube materiale de peste 7 miliarde de dolari. Basarabenii au fost înzestrați din plin cu talent, iar acum avem cu ce ne mândri. Corul de copii Belcanto de la Soroc a obținut locul 2 la un prestigios concurs de muzică din Iași. Tinerii interpreți au reușit să cucerească publicul, chiar dacă au avut concurenți pe măsură din alte țări, România, Ucraina și Polonia.
Este doar un fragment din prestația corului de copii Belcanto. Aceștia au evoluat la secțiunea Cantus Mundi, coruri de copii, unde au interpretat 3 lucrări muzicale. Au venit acasă mândri că au reușit să ajungă pe podium. La acest concurs a fost o șansă foarte incredibilă. Ne-am distrat, dar n-am uitat pentru ce am venit. Am venit să luăm locul întâi și ne-am străduit cum am putut noi. Copiii nu sunt de acord cu premiul 2, că am văzut chiar lacrimi în ochi, că de ce premiul 2. Nu putem să fim permanent primii și primii. Sunt și momente când trebuie decedat și la alții locurile de frunte, așa. Eu tot ce fac, eu fac cu dragoste pentru corul, pentru copii. N-am nicio scară de succes ceva. Din 2012, de când a fost format, corul de copii Belcanto din municipiul Soroca a participat la 10 de evenimente culturale. Elevii învață la școala de muzică Eugen Coca și spun că pentru ei muzica a devenit o pasiune. De mic copil am iubit muzica. Când am intrat în corul Belcanto, la început nu mi-a plăcut, dar mai puțin. Știu din ce a devenit o pasiune care până acum este foarte mare. Am dorit să facem chiar mai multe ori corul pe săptămână, pentru că este o plăcere, mai ales în timpul estival, este mai liber și ne-am dorit să ajungem undeva departe, fiindcă este un hobby pentru toți. Nu venim nu avem obligații de a veni, venim cu pasiune și cu dorire. În fiecare zi mă stărui să caut noi idei pentru noi lucrări, noi locuri a care am putea să le vizităm și să promovăm arta corală, ca lumea să înțeleagă că a cânta în cor este ceva măreț și este ceva frumos. Festivalul Concurs Coral Internațional pentru Tineret Gavril Muzicescu a ajuns la cea de-a 7-a ediție. Iubitorii chitarelor din toată România s-au întâlnit în acest weekend în Sibiu. Aproape 500 de muzicieni, adulți și copii, au cântat la unison melodii de folk și rock. Au fost acompaniați de muzicieni precum Mircea Vintilă sau Alin Dincă. Festivalul Chitar Meeting este deja la a 5-a ediție. Copiii și tinerii au cântat ore în șir într-un adevărat maraton de chitară. În centrul Sibiului au răsunat cântece ale unor formații celebre, precum The Beatles, Pink Floyd sau Queen. Cei 443 de chitariști au cântat și melodii ale unor trupe românești, Semnalem, Antract sau Vița de Vie. Sunt profesoară, ei sunt toți elevii mei cu care sunt aici. Este o atmosferă extraordinară pentru că împărtășim aceleași sentimente cu persoane care iubesc muzica. Este foarte frumos să fim aici, suntem cu copiii, cântăm împreună, ne simțim bine. Generația asta, după cum am spus și pe scenă, este mai frumoasă, mai deșteaptă și mai pregătită de 1000 de ori să schimbe lumea decât am fost noi vreodată. Un moment emoționant a fost interpretarea unei piese a formației Goodbye to Gravity, trupă care a pierdut 4 dintre membrii săi în incendiul din octombrie 2015 din clubul Colectiv. Vom avea un început de săptămână cu ploi în Republica Moldova. La noapte vor cădea precipitații la Bălți și la Soroca, iar minimele vor oscila între 16 și 19 grade Celsius. Mâine va ploua în toată țara, iar maximele vor varia între 17 și 25 de grade. La Chișinău, în această noapte, cerul va fi acoperit parțial de nori și se va înregistra o minimă de 17 grade Celsius. Mâine va ploua moderat și vom avea o maximă de 21 de grade. Și în România vor cădea precipitații în toată țara, iar valorile termice vor varia între 18 și 27 de grade. Acestea au fost informațiile. Să aveți o seară cât mai frumoasă! Telejurnalul a ajuns la final. Mai multe informații găsiți pe tvremoldova.md sau pe pagina noastră de Facebook. Eu sunt Victoria Ocare și vă mulțumesc pentru atenție. O seară frumoasă să aveți. La revedere!
Thank you.